Asta e bine. Deci trecem pe rândul telecabinului sau trecem prin spate de dramată până acolo? Da, trecem prin spate, pe aici. Și se urcă și cu cablu acolo? Aici? Da, aici e o telecabină. Putem să luăm și până aici. Dar nu știu exact cum e aici, adică de aici se coboară cumva așa și trebuie să, tot trebuie să cobori și să urci aici. Mm-hmm. Salutare prieteni, bine v-am regăsit pe canal de YouTube Pași Natură. Începe o nouă aventură, de data asta în munții Alpi. Să fie ceva diferit. O să stăm undeva la 5 zile pe creste. Să umblăm din refugiu în refugiu. Cred că o să fie o aventură de toată ispravă. Sunt alături de încă 5 prieteni. În spatele am muntele Matterhorn. Punctul de plecare este Cervinia, Italia. O să urcăm cu telecabina până undeva la 3000 și ceva, după care o să o luăm din refugiu în refugiu. Vremea se anunță destul de bună pentru următoarele zile. Îmi doresc să ne realizăm tot ce ne-am propus. Vedem ce va fi. Oricum, o să fim în permanență fiecare zi la peste 3000 de metri, ducem undeva spre 4000 și ceva. Vedem. Sper să fie totul în regulă și să ne întoarcem cu bine. Cam ăsta e peisajul. Asta e peisajul de la poalele munților Alpi, pe partea italiană. Ne vedem pe traseu, că timpul e scurt. Del cuore per prepararci alla partenza, allo start dell'ultima gara, la gara che porta 16 km. S-a întâmplat să prindem și startul ultramaratonului din Cervinia. E o nebunie de ultramaraton. 175 de kilometri, 11.000 diferență de nivel, 11.000 de metri. Protagonisti uomini e donne con i pettorali verdi che si cimenteranno sui sentieri della bellissima Valle di Valturina, Cervo e Cervinia, il ritrovo. Cam așa circulă telecabinele în Cervinia. Sunt ceva. Am luat biletele. Începe aventura!
Am părăsit prima telegondolă și luăm pe următoarea. Să ajungem la 3500. Părăsit și cea de-a doua telecabină. Mai avem încă una. Uite, băieții de la ultramaraton. Deci au ajuns. Și nava spațială cu care urcăm la 3500. Noi vorbim cu străini. Avem o telecabină rezervată doar pentru noi. Cu rezervare, domnul Mihai. Hai să avem exclusivitate până la 3500. Așa e la 3500 de la telecabină. Dunga asta galbenă ne arată că din Italia trecem în Elveția. Astăzi este 26 iulie. Haideți să vedeți ce se întâmplă pe 26 iulie la 3500 de metri. Hai să găsim toate. Este plin sezon de schi pe 26 iulie. Dați pârtiile de schi din Elveția. De metri. De aici începe ascensiunea noastră pe propriile picioare pentru următoarele 4 zile. Vom merge mare parte pe ghețar, pe zăpadă, pe stânci. În permanență asigurați în coardă tot echipamentul, colțari, pioleți, hamuri. Chiar te rog. Este foarte frumos. La tine cum e? Și la tine e frumos?
În față avem vârful pe care vrem să-l facem astăzi, Bryanhorn, din Elveția. Are undeva la 4100 de metri. Și în continuare se văd crestele din Spaghetti Tour, unde o să, pe care o să le parcurgem zilele următoare. E destul de multă lume pe traseu, fiind o vreme foarte bună. Urcă foarte mulți. Avem și echipajul de salvare din împrejurim, în caz că cineva suferă vreun accident sau rău de înălțime, să fie în zonă. Am ajuns la zona unde o să trebuiască să ne legăm unii de alții, ne legăm în coardă, ne punem colțarii, că urmează urcarea mai abruptă. Suntem undeva la 3900 probabil. Până la 4100. Nu e foarte complicat. Sunt niște grăni care aduce după ce știu. Doar respiră pe navide. Nu e nicio problemă. Și ultima bucată spre vârf. Ne apropiem de Bryanhorn. 4100. Mai e foarte puțin. Norii s-au dat la o parte pe partea elvețiană. Cum e, domnul Mihai? Super, la 4000, o aproape 100. Absolut super. În dreapta nu e așa superb, dar în stânga.
Domnul Georgian, uite-te la mine și lasă vrăjeala. Ridică violetul. Ceau. Coborâm de pe Braihonul Occidental și urcăm pe cel central. Lăsăm Occidentalul în spate. Stau mai rău. Hai să luăm ușor așa. Hai să luăm ușor, că dacă stăm iară ieșim din tot ridul în care am intrat. Ușor, ușor, pas mici, hai. Hai să termine Fabian. Așa, așa, asta e, perfect. E perfect. Bă, dar e senzație, frate. E superb. E senzație mare, nu așa? Hai, Fane, hai, nu te opri tu. Da, după, să cerem după aia de la Fane toate pozele. Hai, 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 nu te opri, mă, nu te opri. Hai, fiecare pas, hai, nici mai aproape de rest. Asta este greu. Hai, zor, 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 zor. Uite că ești pe muncă, că ești eu. Uite cornișa asta cum stă să cadă. Vezi cornișa? Cornișa. Cum stă să plece. Și vârful de unde am venit. Și de unde am plecat de la telecabina. Și vârful. Miță.
Facem coborârea de pe cele două vârfuri. Coborăm de pe central acum și mergem spre refugiu. Nu s-o fale, nu dă cu care, hai să mergem. Asta a fost vârful central și occidental, pe partea opusă. Între ele coborăm spre refugiu. Rapid că acum ai acolo două puncte slabe, adică Beatrice și Ranu. Vino, trebuie să stai bine pe poziția acolo. Așa. Foarte bine. Acolo în depărtare se vede și refugiul unde ar trebui să ajungem. Aici o mică crevasă, să o culim. Solo con quel pensiero vado a correre tutte le mattine alle 6 del mattino. L'altro giorno stavamo tornando, abbiamo fatto sterrata, mi ero o să urcă pe voi. Ce-a fost asta, nu? Ce? Ce-ai făcut? Am dat-o cu piciorul la piatră. A, tu ai fost? Am crezut că ai fost.
Ah, nu, e un animal sălbatic, în sensul ăsta. Să nu se dea la tine, să nu te perceapă ca pe o amenințare. Da, la depărtare. Cine știe, o mai avea și niște culori ciudate. Din păcate, la refugiu la care am ajuns, la 3450, nu sunt decât două locuri disponibile, așa că a trebuit să lăsăm fetele acolo și să continuăm la următorul refugiu, care este la o oră, așa că mai prelungim un pic traseul de astăzi cu încă o oră. Refugiu a rămas sus, pe stânci, noi coborâm în zona ghețarului și a lacului, undeva în depărtare se vede refugiu. Într-o oră ce ar trebui să ajungem. Laguna albastră. Laguna albastră din Alpi. Auză ce culoare. Și albastră, turcoaz, verde, ce culori vreți. Am ajuns și la refugiu Mezelama. Stai un pic mai jos, la 3.306. Da, dacă la 3.500 nu erau locuri, am făcut un pic de efort și am mai coborât. Cam asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Închei cu acest Ibex în spatele meu. Chiar dacă a fost o tură foarte lungă și plină de aventură, am ajuns cu bine la refugiu, la Mezelama, la 3000 de metri. Așa că cam asta este pentru prima zi. Mai urmează încă 3. O să urcăm din nou la refugiu de la 3500, după care ne continuăm aventura pe alte creste. Ne mai vedem și zilele următoare. Nu uitați să vă abonați și veți vedea și filmulețele pe care le voi pune în viitoarele postări. Asta este doar ziua 1, urmează și celelalte. Aveți grijă de voi și ne mai auzim.